Bine de minge, pasă pentru Popovici. Popovici încearcă să acționa pe cont propriu. Popovici trece acolo și de larie. Popovici se apropie de careul advers, în fața lui este Horș. Popovici centrează pentru Bărbuț. Atenție la această fază. Vasile Curileac. Să vedem contraatacul bănățenilor. A început bine duelul de la Giurgiu. Viteză bună arătat aici de Popovici. Un dribling vine acum, șutul. Lovitura liberă este executată de Fucek. Unul dintre cei doi croați veniți în iarnă la Timișoara. Șut bun și este gol! ACS Poli Timișoara deschide scorul. S-a a patra oară Sechei din acea zonă și acum o pasă foarte bună pentru Popovici. Popovici alunecă adversarul său, pasă. El aruncă balonul la bătaie pentru Șeroni. Deviază bine la Iorente. Atenție aici! Parează pe... Belu. Intrare a lui Kovaș, dar continuă acțiunea Popovici. Popovici de unul singur. Popovici, ce pasă face Alexandru Popovici. Minge la Kunders, nu s-a părut inspirat olandezul Popovici, Coitor. Sufocat Neagu de urcările adversarilor, face față cu brio totuși, mai puțin. Șolici cu pieptul frumos aici, Popovici, poate fi un contraatac promițător al Timișoarei. Popovici, pasa bună pentru Pedro Henrique, păstrează prin plan. Încearcă să iasă echipa lui Ionuț Popa prin Șeroni în flancul stâng. Viteză bună a lui Șeroni care îl depășește pe Lazar. Vine centrarea! Gol! Teixeira greșește, portughezul este reposerat de Popovici, foarte, foarte activ în această partidă Popovici. Pasă aici pentru Popovici mai departe. Iată-l aici pe Popovici, câștigă. Încă pe Artean, o pasă lungă, o lansare pentru Popovici, care se descurcă în felul cu Amele, trage și e penalti. Este la finalul acestui campionat, dar să vedem acțiunea. Popovici, gol! Luarea lui Șeroni. Din nou Șeroni reușește să treacă. Continuă Șeroni. Pasă excelentă pentru Popovici. Este simulare, cred. De pe Bega. Execută Alexandru Popovici. Trimite spre Baratul, lovitură de cap și gol! Contraatacul condus de Cătălin Doman, accelerează în centru Doman, pasează apoi pentru Alexandru Popovici, Popovici în unghi, centrare la bara a doua și e gol! Nou, situație foarte delicată, Popovici are viteză bună, reușește să-l depășească pe Bejan, pasa bună pentru Iani Zicu în careu, Zicu în e un vârf clasic, un vârf de careu, Wellington, pasă bună pentru Popovici, Popovici își depășește adversarul. Chieze. Popovici, preluare pe piept, Filip a venit târziu în întâmpinarea lui, continuă Popovici, trece și de cârjă. Din nou o acțiune interesantă a lui Popovici, care primește de la Silviu Pană, Popovici. Aruncă până la urmă mingea în careu, respinge Șeroni. Să vedem dacă vor duce la capăt acest contraatac bănățenii. Popovici se duce de unul singur, Popovici. Popovici, extraordinară cursa Popovici, este gol! Bărbuț, viteză extraordinară a lui Bărbuț în careu și este gol! Gol Timișoara! Nou Târtovaț cu pieptul, greșește Târtovaț, Popovici, driblează portarul și e gol! Gol pentru ACS! Crețu interceptează Doman, Doman o verticalizare pentru Popovici și este gol, gol! Celoarea lui Șeroni, din nou Șeroni reușește să treacă, continuă Șeroni, pasă excelentă pentru Popovici, este simulare, cred, simulare, este penalti, penalti pentru Timișoara. Direct în picioarele lui Rugașevici, Dănuț Lupo a alunecat în momentul în care a vrut să plece de pe loc. Popovici,
Nu e penalti, ci Cruitorul reușește Timișorenii să recupereze, însă Cruitorul nu poate participa, este însă totuși un contraatac foarte bun al Timișoarei. Popovici pentru Nova, vine centrarea. A încercat o deviere acolo Niculae Bocșan, ce pasă bună de Cruitorul aici pentru Popovici. Popovici, un dribling reușit, continuă Popovici cu o pasă pentru Ionel Ganea. Popovici, o pasă pentru Bărbuț, Bărbuț ce viteză are! Pentru Pedro Henrique, închis de Lazar, continuarea fazei de către Popovici, trece frumos acolo Popovici, n-avea însă decât o soluție.